Dragilor, spuneam că este extraordinar de important să insistăm pe tabla mulțirii, nu memorând-o de la bun început. Efortul este mult prea mare și, lăsați-mă un pic, spuneam, efortul este mult prea mare și rezultatele sunt chiar foarte, foarte mici. Deci, în condițiile în care facem acest efort de lucru pe concret, deci în practică să o facem, nu? Deci lasă 10. Lasă 10 să opresc modulul. Da, lasă 10, e bine. Bun. Deci în condițiile în care vom face acest efort continuu, ne vom juca continuu pentru cu cât mai multe înmulțiri. Așa mi se întâmpla când găseam copii la liceu. La liceu îi găseam fără de a înmulțesc. Măi, dragilor, nu sunt supărat, dar vă credeți-mă, nu puteți să înțelegeți nimic. Voi stați așa, e adevărat, domn profesor, stăm ca la spectacol și nu înțelegem, parcă e altă limbă. Și zice, copiii noi de pe tablă, asta ne-a învățat profesorul, să avem scris pe caiet. Să avem scris pe caiet. Nu e important dacă am înțeles ceva. Ei, deci în condițiile acestea, făcând exercițiu continuu, vă veți trezi că știți tabla mulțirii. Iar dacă nu știți, aveți un pic de nesiguranță la un moment dat, de că să arunci acolo un rezultat, faceți acest experiment, această chestie care v-am arătat-o eu. Și vă rog să mă credeți cu șanse foarte mari. Foarte... Dacă așa am învățat-o eu, și eu am greutăți uneori. Nu, 7-6. 7-6, așa... Nu, e vorba de... Acum, în condițiile acestea, după ce am descoperit, descoperirea zilei, e senzațională, dacă aș avea acum scris, senzațională. Descoperirea zilei este această tehnologie de înmulțire a două numere. De ce? De ce se așează așa? Pentru că ați văzut, e vorba de adunarea aceea, aici e cu 10, adică, fiindcă cifra este a sutelor, deci vine cu 2 zerouri la quadrat, atunci trebuie să fie cu 100. E super, e super. Deci sunt încântat de rezultatul ăsta. Simt nevoia să mă energizez un pic. Suntem la stupină, trebuie să găsim un produs deosebit de interesant. Am un produs deosebit de interesant care se cheamă căpăceală. Și haideți să vă duc în stupină acum. Aici e sistemul trepiedul cu totul. Și să intrăm în stupină, dragilor. Să vedem, deci asta este locul meu de muncă, asta este stupina cu cele trei vagoane. Acum câte o albinuță pe aici pe acolo mai ies așa și în interior se află, în acest vagon se află nou model de stup pe care l-am inventat, un model de stup. Vreți să aflați noutăți despre model, copii? Vreți să intrați în tainele a ceea ce înseamnă tehnologia, să nu vă înțepe albina și tot să stați să vă priviți stupin, albina. Ei, mergeți la Profo Online și tastați acolo apicultura online și o să vedeți ceva de neînchipuit. O lume mirifică este aceasta a stupinii. Multe date am acolo, multe filmulețe, cu multe lucruri descoperite de mine și acolo tastați și vizionați filmele acelea. Nu o să vă mai puteți desprinde în fața calculatorului. Credeți-mă, este foarte, foarte interesant. Acum, intrăm într-o cameră aici în față, deci aici stau stupii, așa stau stupii într-un vagon, deci observați cum stau, ei sunt precum sertarele și în fiecare familie aici se află, iată, se ridică un capac, am pus folia acum că s-a răcit timpul și aici este, ia uziți. Sunt deranjat, l-am deranjat, dar nu o seri la mine pentru că sunt încă în sub folia aceasta. Deci n-au șansă să iasă foarte repede. Și acum suntem în camera de extracții. Aici este locul unde facem extracția mierei. Și aici din la miere, ia să văd eu cum fac, aici să strâng un pic, da, am strâns, n-am încăpeam. Și intrăm aici în camera de extracții. Iată copii, aceasta este camera de extracție, aici este centrifuga, așa, și aici sunt puse ramele, așa, iată cum stau bidoanele cu miere, vă așteaptă băcăoane, pe ei îi pot ajuta foarte repede și m-ar ajuta și pe mine dacă ar putea, bieții de ei știu că e foarte greu, dar să cumpere miere,
Miere, am bidoane de acestea. Iată, a început să se cristalizeze. Toată merea cristalizează, că știți ce mere salcâm. Aici este o combinație cu destul de mult salcâm în el, pentru că nu s-a solidificat. Da? Dovadă că nu s-a solidificat este acest lucru, că este destul de molcuță mierea. Ei bine, eu am să vă arăt acum, copii, ca să vă satisfac curiozitatea, un lucru excepțional. Deci, mierea este ascunsă, spun bine ascunsă, copii, în aceste rame. Aceste ramele din magazin. Copii, în fiecare celulă, albina pune miere și la sfârșit, deci după ce pune mierea în fiecare celulă, după ce o ventilează bine, 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 o maturizează, îi scoate apa, atunci în fiecare celulă pune deasupra, când celula a fost umplută și a maturat-o, adică a ventilat-o tot, pune, copii, un pic de conservant cu proprietăți terapeutice nebănuite. Și pe urmă, un pic de propolis și pe urmă un căpăcel de ceară. Ei bine, eu ca să pot, deci fiecare celulă în parte, ca să pot da la centrifugă, uitați-vă aici, deci ca să pot da la centrifugă copiii, fac următorul lucru. Am un piept în special, așa, și cu pieptul ăsta special, viu, ia să vedem, așa, și iau căpăcelele acestea, ia uitați, iată, așa fac. E superb, superb, superb. Dar când iau căpăcelele, vă dați seama, intru un pic mai în carne, să zic așa. Și atunci, odată cu căpăcelele acestea, iau și antibioticul acela și iau și propolisul. Și asta e chiar 100% naturală, făcută de albini. Vă rog, e superb. Haideți să și gustăm din ea. Am să gust eu, să vă spun câte ceva. Deci, acum mă energizez. Cred că... Domnule, e superb. Ea se află aici în... Deci căpăcele toate care le iau, le pun într-un vas și apoi în borcanele și le duc unde credeți? La piața Sud Bacău. Aici le vedeți. Aici veți găsi căpăceala, acest produs și mierea. Copii, plângeți copii! Amintesc că eram la mare cu copii când eram mici și treceau câte din ăștia ambulanți cu produse porumb cu, și ziceam tot timpul, plângeți copii, plângeți copii, să vă ia mama gogoș, să vă ia mama porumb, să vă ia nu știu ce, nu știu cum. Așa și eu. Plângeți copii că vă luați niște lucruri, un produs senzațional. Acesta este produsul căpăceală. Ia uitați, acesta este produsul căpăceală cu proprietăți terapeutice nebunuite cu un spectru foarte larg. Deci eu vă invit să ajungeți la piața Bacău și să luați. M-am sunat și din țară, din București, au trimis și așa, la piața Bacău, acolo găsiți pe mama mea și vă luați acest produs cu... Pentru că, hai să vă spun și ce se întâmplă. Apicultorii nu au răbdare să lase mierea să se căpăcească. De ce? Pentru că în clipa în care, cum e în zona asta de aici, nu s-a pus căpăcelul, atunci mierea e mai multă și dacă e mai multă, e și mai lichidă, e mai apoasă, hai să zic așa, și iese foarte ușor de unde este? Din celulă. Pentru că eu, după ce toate căpăcelile dau deoparte, trebuie să vin aici să-l pun în centrifugă. Așa stai centrifuga, așa stă, da? Și pun aici în centrifugă, da? Și apoi prin învârtire, ia uitați așa, prin învârtire, mierea este aruncat pe peretele acestea și atunci ea curge undeva aici, iată, și în felul ăsta voi ajungeți să luați acest produs, da? Totul este adevărat natural.
Ei bine, cum spuneam, nu toți apicultorii lasă să apară mierea căpăcită pentru că ar muci mai mult, trebuie să aibă un om aici să descăpăcească. Eu fac de unul singur treaba asta, eu descăpăcesc, eu dau la centrifug, eu umblu, stupin, e treabă foarte complicată, dar am bucuria că o fac pentru voi. Și de ce să vă spun, în perioada asta, dacă n-aș fi avut stupina, n-aș fi avut nicio șansă să supraviețuiesc. Deci, șansa mea a fost stupina și tot ce am produs de la stupina am investit în proiectul acesta. Tare bună. Da, dragii mei, acum haideți să mergem, să ne ducem la lecție. V-am invitat, v-ați energizat. Am făcut această pauză pentru că vreau să vă arăt și această minune care se cheamă produsul acesta de la Albinic, numit căpăceală. Așa, și mai avem și propolisul. Copii, propolisul este acesta. Pe umerii de propolisul de pește, sudează, este medicamentul extraordinar, foarte tare căutat, dar e foarte puțin. Și eu rad pe aici bucățica asta și puțin câte puțin, fir de fir, adun pentru ca să le fiu de folos, să le dau celor care au nevoie, pentru că, într-adevăr, este un medicament extraordinar. Asta este situația cu apicultura. Haideți să ieșim acum. Vom ieși din camera de extracții, din locul acesta unde facem extracția și coborâm acum. Iată, aici stau stupii, din nou trecem, coborâm și ne ducem la locul nostru de muncă.